Doamnelor și domnilor, dumneavoastră recepționați Radio Novi Sad, emisiunea sub semnul dialogului. Stau de vorbă cu un om cu totul și totul special, cu cunoștințe vaste, mai ales când e vorba despre neamul românesc, despre românii timoceni. Domnul profesor Dragan Stoianelovici, invitatul meu. După ce s-a eliberat de turși, Serbia s-a încins teritorial spre răsărit până la gura, acolo unde se varsă Cimoca în Dunărea. Așa cum s-a lărgit teritorial, Serbia a stabilit instituțiile a ei de țară, școale, biserică și armată, instituțiile asimilării. Când s-a întâmpinat instituțiile ale sârbești cu cultura noastră românească, printr-o diferență, printr-o razlică mare între două neamuri și două culturi, între românească și a sârbească, printr-o sârbie, asta a fost un șoc cultural, care a produs multe prejudecătăți, multe predrăsude și stereotipuri legate de noi români. În viacurile 19 și 20 în Balcani erau țările cu politica tare naționalistă și fără compromisuri, caracterizat printr-un naționalism lingvistic și cultural. Culturile dominante de sud de Dunăre, cultura bulgarească, a greșească și a sârbească, a reacționat, a dat răspunsul culturii românești și a românești cu asimilația neamului a nostru. Românii din Serbia, fiindcă n-au avut școalii, slujba bisericească și ziarele în limba maternă, n-a putut să aibă elita intelectuală, care s-ar ocupa cu terzirea conștiinței naționale, cu buginile naționale svesti, cu creșterea identității românești, cu negovanie rumuscog identiteta, dar și cu armonizarea limbii și învățământului cu frații noștri din România. Când s-a tras, adică când e trasă granița la Dunărea, n-a fost trasă numai granița între două țări, numai a fost trasă și o graniță spirituală care a tăiat trupul neamului românesc. A fost tăiată și a mai mică legătură cu țara mama, cu România. Perche scoceți un pom rogitor de pământ și îl răsăgiți în grăgina altuia, dar nu-l udați și nu-l trăiți. Pomul ăla binișor, binișor se uscă și moare. În final, un apel, o rugăminte. Aici e Radio Novi Sad. V-am dăruit încă o ediție a emisiunii sub semnul dialogului. Pace vântul tu, filie, Eliță Mărie, să leagă-nă florilie, Eliță Mărie. Mă leagă și eu cu ele, Eliță Mărie, te dorudă-i puțin miele, Eliță. Să-mi floară prin florișeale, Eliță Mărie.
Yeah.